să cântăm, să cântăm și să câștigăm un punct pentru echipa noastră. Eu cred că asta e deviza probei următoare. Hai să vedem mai întâi pe cine desemnează cei doi capitani pentru această încercare artistică. Ce cântăm? Întâi vă rog să desemnați, cântăm. Băi, deci e important că... Dar ce jucăm aici? Oarba găinii. Oarba după el. Alege tu cine oarba cântă cel mai bine din echipa ta. Păi Biu și... cântă cel mai bine. Dacă e de cantat, bine, dacă ar fi așa, Biu, o zic că tu. Altceva... Și eu, îți dai seama. Că și așa ne-am desemnat noi, că doar suntem praieri. Hai, uite, mă ajută aici. Română. În română. Eu cânt cel mai bine. Puza, bun. Puza de acolo. Stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Și din echipa ta, Andrei? Eu, pentru că sunt un gentleman. Ia, du-te, mă, tu! Lucian! Bun. Hai, Lucian, du-te pe aici. Hai să vă explic ce aveți de făcut. Așa, zi. Hai, începem. Fiecare dintre voi va primi o piesă internațională de mare succes. Păi parcă era română. Poate spică și română, de asta am zis să vă ajut, că poate spică și română. O piesă internațională... Poate spică dragostea din tăi, nu? O piesă internațională de mare succes. Sau ochii tăi. Da. Am zis de mare succes. Exact, da, aia nu mai e valabilă. A fost de mai mare. O piesă internațională de mare succes pe care va trebui să o cânte cu versuri ascultă-mă în limba română. Bun. Vezi cum e? Vezi. În variantă de cover. Exact. În fața mea, cu mare atenție, proba va fi jurizată de Zuza, de Neluțu, așa că vă rog pe Lucian și pe Cuza, vă rog să-i convingeți pe ei atât. Hai, Lucică! Atât din punct de vedere muzical, cât și la nivel de versuri originale. Hai, Lucică, versuri originale, tată! Hai să începem, hai să începem, hai să începem cu Lucian Ionescu! Bravo, ce faci! Cu ochii pe tine, Lucian! Lucian, vino lângă mine! Vino lângă mine! Ai acest microfon. Așa. Pe ei doi trebuie să impresionezi. Tu trebuie să... La noi te uiți, la noi doi. Trebuie să creezi un cover, da? Da. Un cover Carpatin pentru piesa Tina Turner, Proud Mary. Deci când Proud Mary, din Carpați, cu versuri neaoșe în limba română pe Proud Mary. Proud pregătit? Mary. Da. Baftă, Lucian! Stai. Opa! Pentru toți băieții din Carpați. Sunt un vagabond cu acte. Sunt băiat finuț, m-am născut la Rădăuț. Școala nu prea-mi place decât fetele pe toace. Și cărțile-mi fac sens doar când joc cu ele chems. Am talent cu roaba, îți dau marți când joc cu tabla. Și mă doare cât de șmecher sunt. Mă doare cât de șmecher sunt. Pentru toți băieții care știe piesa asta, haideți cu mine pe versuri, că aici se accelerează sigur. Ia-uzi aici. Ies la vânătoare în weekend. Merg pe centru vechi cu băieții, mă fac chec. Fredo și Portelo, spart tot ce-am în portofelo. Mă întorc pe jos acasă cu noua iubită. Frumoasă, vrei să fii ca mine? Bagă că și-ascultă bine. Trebuie să vadă, să vadă, să vadă cât de șmecher ești. Trebuie să suferi, să suferi, cât poți tu să suferești. Dar tu 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 tu. Și dacă ești șmecher, intră și trompetele aici, i-auzi. Trebuie să doare, să doare, să doare cât de șmecher e. Trebuie să suferi, să suferi, cât poți tu să suferești. Trebuie să doare, să doare, să doare cât de șmecher ești. Trebuie să doare, să doare, să doare cât de șmecher ești. Direct în, direct în București pentru toți băieții din Carpați. O lecție de viață. Excelent! Acum, dacă place și la juriu. El a fost mândrul Marin. Marine! Bravo, băi! Niște versuri originale scrise chiar de el, Marin. Îți zice Neluțu că te-ai descurcat de minune și mă bucur că ai recunoscut faptul că șmecheria doare. A fost...
Lucian Ionescu pentru echipa lui Andrei. Ia să vedem, Cuza, e rândul tău să contraataci. Te invit chiar aici cu niște versuri scrise chiar de el. Melodia pentru care vreau să... pe care vreau să pui versurile este... Lambada. Oh. Cuza, ești textier, ce doamne iartă-mă! Sunt gras și frumos, toate astea nu mă căpetă. Ai mei s-au întristat, ar fi vrut o fată, nu băiat. Frumos îmbrăcat, haine de la majora, tu lui tata de-atunci o le-am păstrat. Slab și crăcănat, sunt ca parcă desenat, la urechi mâna-i a tremurat. Aveam și un cățel, eu stăteam legat mai mult ca el. N-am avut noroc, iarna mă puneau să stau pe bol. Voiau să mă vadă cum aleargă prin livadă, îmi dădeau note ca la olimpiadă. Voiau să mă vadă cum aleargă prin livadă, îmi dădeau note ca la olimpiadă. Cea! Ce face glasul lor? Bine, mă! Hai, Andreea, ce dansezi acolo, Andreea? La 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 la. Și în club când ies, toți îmi spun cât de bine dansez. Din patru mișcări, eu jumate bar de barasez. La gagici am stil, Liviu Vârciu e copil. Zici că-s pepe, că eu le fac la trim. Bine, mă! La gagici am stil, Liviu Vârciu e copil. Zici că-s pepe, că eu le fac la trim. Publicul e în picioare. Bine, îi simt eu că s-ar putea fi în picioare. Da, sunt. Dar juriul să are zicem ultimul cuvânt. Zizu, da, zică. Cum vi s-a părut prestația echipei lui Liviu? Da, bună. Am văzut o încercare de mituire a juriului. N-am fost atent. Așa, cu laude, cu dansez. Eu n-am înțeles ce a spus la Pepe. Ce ai spus după Pepe? Pepe cu tril. La gagici, Liviu, la gagici am stil, Liviu Vârciu e copil. Îl las. Zici că-s Pepe, că le agăs doar din tril. Ei bine, sancționez acest comportament. Că le agăs doar din tril? Da. Bă, dacă erai tu în tinereți, dacă știi pe Pepe în tinereți, să știi că acolo era cu trilul. Cu... Bine, tinere. Te rog. Eu. Tu, Pepe. Să știi că juriul nu este de vânzare. Dar nu asta a fost intenția, bineînțeles. Am înțeles, da. Și apreciez fair play-ul echipei. Perfect. Andrei Ștefănescu. Cum ți s-a părut că a prestat puștul? A prestat pentru un punct pentru echipa lui Andrei Ștefănescu. Asta, atenție, ăsta e punctul ei de vedere, s-ar putea să nu fiu de acord. Da, doamna Zuta, s-ar putea să nu fiu de acord. A acordat punctul dânsei echipei lui Andrei, da? Da, dar jumătatea mea de punctul eu le dau tot lor, adică. Așa că proba este câștigată. Proba e câștigată de echipa lui Andrei. Bravo! Bravo! Bravo, Cuza! După această probă, scorul general a devenit 4-3 pentru echipa lui Liviu Vârciu. Bravo!